Stimați telespectatori, iubiți frați și surori, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, vă spunem din nou bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Vă salutăm ca întotdeauna cu multă căldură din însorită Arizona, de la cealaltă margine a pământului și vă mulțumim din toată inima că vă faceți timp să fiți împreună cu noi și ne permiteți ca să intrăm în casele dumneavoastră. De asemenea, mulțumim și misiunii Credo TV, care în parteneriat lucrează la înregistrarea și transmiterea acestor emisiuni. Ca întotdeauna, în cadrul emisiunii Pași prin Credință, avem un invitat sau mai mulți care istorisesc, deapănă anumite amintiri adevărate, experiențe, întâmplări care scot în evidență modul minunat în care Dumnezeu lucrează și intervine în viața lor. În ziua de azi avem împreună cu noi, ca și invitat, pe fratele Cornel Mateu, care este parte din Biserica Happy Valley de la sfârșitul anului 1996, când de la Chicago s-a mutat aici. De atunci ne-am cunoscut, am ajuns să devenim nu doar tovarăși de slujbă în biserică, fratele Cornel Mateu fiind membru în conducerea bisericii de la primele alegeri de după sosirea dumnealui aici și de atunci, de fiecare dată, în urma alegerilor, a rămas să slujească în conducerea bisericii, nu doar ca și membru în conducerea bisericii, ci și ca și tovarăș de slujbă pe perioada lucrărilor de construcție a bisericii, timp în care a condus șantierul aici și prin lucrarea lui Dumnezeu și slujirea dumnealui. Ne bucurăm de ceea ce ne bucurăm aici la Happy Valley, dar aș putea să merg și mai departe și să declar că s-a format o relație adevărată și de prietenie ca și frați în aceeași împărăție, în aceeași biserică, în aceeași lucrare. Mă bucur că a putut să-și pună timp deoparte și să fie împreună cu noi cu această ocazie. Probabil azi vom vorbi mai puțin despre lucrurile specifice de aici, de la biserică. Am să-l rog să împărtășească mai multe experiențe personale din viața lui cu Dumnezeu, poate chiar din România și apoi venirea lui în Statele Unite. Frate Cornel, vă mulțumesc că ați răspuns invitației să fiți împreună cu noi și să putem să stăm puțin de vorbă în așa fel încât și alții să ne audă, dar noi pentru moment facem abstracție de cei care ne vom urmări, doar sprijinim în rugăciune această lucrare așa încât cuvintele noastre să facă bine celor ce le aud. Vă mulțumesc pe această cale și pentru frumoasa și bogată activitate pe care o desfășurați aici în biserică, prin felul în care v-ați pus la dispoziția lui Dumnezeu nu doar pe perioada de construcție, ci și înainte și de atunci încoace și pe parcursul celorlalte proiecte ale bisericii. Doresc să vă mulțumesc și să vă încredințez în brațul lui Dumnezeu împreună cu întreaga familie și cu cei dragi de aici, din America și cu cei dragi din România, pe care o parte dintre ei îi cunoaștem de la Jebel și împrejurimi. Dorim să avem un dialog și să depănați din amintiri experiențele și evenimentele, mai corect, petrecute la începutul vieții de credință sau chiar înainte de începutul vieții de credință. Ca și majoritatea tinerilor sau, poate incorrect spus, majoritatea multor tineri, între care și eu mă includ, pornirea și începutul n-a fost bun. Direcția n-a fost bună din punct de vedere spiritual. A fost perioada aceea de timp în care la 15, 16, 17, 18 ani
Noi credeam că suntem mai deștepți decât cei mai în vârstă și sistemul politic din România, social-economic, nu ne-a ajutat, nu ne-a apropiat înspre Dumnezeu și pornirea n-a fost bună. Începeți să descrieți ce s-a întâmplat și cum a luat viața dumneavoastră o întorsătură. Aș vrea să încep, în primul rând, mulțumind Domnului și dumneavoastră pentru oportunitatea pe care o avem de a sta de vorbă puțin în privința aceasta. Desigur, viața fiecărui om poate să fie un jurnal întreg de experiențe, de istorie. Eu tot ce pot să spun este că Dumnezeu a avut un mare har și milă pentru mine. M-am născut într-o familie de oameni credincioși, 9 copii care sunt în viață, 4 fete și 5 băieți. Așa face Dumnezeu că eu sunt la mijloc între ei, 2 băieți și 2 fete, 2 băieți și 2 fete, sau sunt chiar la mijloc între ei. Și noi, crescând în familie de oameni credincioși, părinții mutați din zona Bihorului, în Banat, eu m-am născut în Banat, în Jebel specific, biserica la noi era o biserică mare, o biserică bună, o biserică frumoasă, de țară, vorbind despre zona graniței, era cam cea mai mare biserică din zonă, de la Timișoara, între Timișoara și Stamura, Moravița. Crescând în familie, dezvoltându-mă în biserică, frații mei, cei doi mai mari, erau instrumentiști buni. Mie mi-a plăcut instrumentul foarte mult. La vârsta de 11 ani am început să cânt în fanfara bisericii. De atunci, nou formată, a fost de fapt prima promoție de fanfară. Era un lucru extraordinar cu toată lipsa de timp care era atunci, că se muncea foarte mult. Abia așteptam să vină seara să fugim la fanfară. Însă anii au trecut și a venit perioada când trebuie să plec la școală, la Timișoara. Deja atunci când ajungi la liceu, este perioada aia de căutare a identității, cine ești, cu cine te asociezi, cum era pe vremea de atunci, sub regimul trecut. Era așa, să zic, mai rușinos, mai sfidător să spui că ești pocăit. Ok? Nu numai atât, ci și alte lucruri care personal pentru mine m-au determinat să caut altceva. Parcă se părea că există altceva. Ieși afară din baxă și să vezi de ce neapărat trebuie să fii pocăit. Chiar oamenii ăștia nu văd altceva, nu există altceva. Deși aveam, cum am spus, cei 2 frați mai mari și 2 surori mai mari, domnule, oameni de treabă, unul din frații mei conducea, era dirijor de cor, dirijor de fanfară, propus pentru conducător de biserică. Deci, involvați foarte mult în biserică. Însă, s-a stârnit în mine, dintotdeauna am fost parcă mai aparte, de a căuta altceva, de a vedea altceva. Aveai impresia că trebuie să existe ceva mai bun, mai frumos, mai deosebit, în afară de cutia asta a pocăinței în care s-au îngrădit părinții și unii membri ai familiei. Da. Tot timpul era, domnule, să nu mergi acolo, să nu faci asta, să nu... De ce? De ce? Să vedem de ce. Și încet, încet am luat-o pe on lângă, the side, cum se spune, lângă, pe lângă. Pe lângă. Ok? Fără ca să știe părinții prea mult, pentru că tatăl meu era un părinte destul de sever, foarte ferm, știa ce vrea în viață, okay? Și frații mei fiind mai mari, nu aveam chiar așa o libertate de a face chiar tot ce vreau. Îmi plăcea sportul, în special boxul. Ăsta era un sport care am zis, domnule, asta e viață. Pentru mine. Da, asta okay? E viață. Mă vedeam că mă regăseam cumva acolo, am fost și promovat să mă duc la club. După ce am ajuns la liceu, m-am uitat, să știi că nu-i rău. Ieșind afară, venit de la țară, okay, la oraș, n-ar fi rău. Restricțiile erau destul de mari din partea părinților și nu mi-a dat chiar așa de multă mână liberă să fac chiar cum am vrut. Anii au trecut, la 16-17 ani, 18 ani,
deja am zis, gata, hei, îmi pare rău, îs pe banii mei. Îs pe banii mei, am drumul meu, am dreptul să iau decizii. Pe vremea, în Timișoara, era influența asta de business, cum spunem noi, sau afacere, atunci se spunea business, cu sârbii. Da, okay, da, da. Veneau din Iugoslavia cu tot felul de marfă. Am zis, ah, aici ai. So, iei de la ăștia, vinzi încoace încolo, că era foarte greu de făcut lucrul ăsta. Trebuia să ai un pic de curaj. Și conexii. Conexii, sigur că da. De unde să iei, unde să desfaci. Și începând în felul ăsta, e interesant cum drumul ăsta a luat așa de rapid în jos. Fără să-mi dau seama. Banii începeau să vină de la zero, de la nimica toată. Cât era bursa mea atunci de 560 de lei. Din prima bursă, ai cumpărat blugi, ai vândut, imediat s-o dublat. Foarte tentant. Extrem de tentant. Prieteni, ca și copil, deja la liceu ai început să faci bani. Sigur că da. Lucram foarte mult pentru că așa am crescut noi, lucrând. Tata lucra singur, era un salar mic și din asta făcea pentru fiecare copil, pot să zic că un început puternic. Trebuia să aibă casă pregătită să se mute în ea. Okay. Să munce, pentru asta se muncea. Și plăcându-mi munca, Dumnezeu mi-a dat harul ăsta să-mi placă munca, făceai un ban de aici, un ban de dincolo, am început să cumpăr cu sârbi și dă-i să meargă. În felul ăsta ți-ai făcut prieteni. Mm-hmm. N-au prietenii pe care i-am făcut. În contextul sigur ăsta... că da, pe vremea de atunci. Erau sub numele de gașcă. Aha. Okay. Gașcă de aici, gașcă dincolo, făcând afaceri cu sârbii, deja s-o prins, bă, ăsta e bișnițar, broscanu. Ia blugi de aici, cu tare, vinde, sarafan, tot felul de materiale care veneau și erau căutate extraordinar. Veneau din București, veneau din Pitești, de peste tot, la Timișoara, acolo era desfacerea. Okay. Și au luat încet, încet, un pahar de vin, un pahar de mai știu eu altceva. Dumnezeu a avut milă totuși în timpul ăsta, chiar dacă n-am realizat, că nu mi-a dat așa o plăcere pentru băutură. Pur și simplu m-a scăpat de asta, că nu mi-a plăcut. Okay. N-aveai atracție. N-aveam niciun fel de atracție. Și mă tot uitam la ei, bă, hai la discotecă, hai să mergem la bar. Discotecă e aici, discotecă dincolo. Cumva ceva s-a întâmplat, că numai pentru asta n-am avut atracție. Dar în rest, celelalte au fost la dispoziție. Prieteni de peste tot, de tot felul. Și în felul ăsta, timpul trecut, anii s-au dus. M-am trezit la 20 de ani, între cel mai riscant pentru mine a fost, acum când mă uit în urmă, între 18 și 20 de ani. Okay? Căutarea identității, cine ești, ce altceva se poate, ce altceva există. Mai rar cu biserica, desigur, n-am mai cântat la fanfară, am lăsat-o, am lăsat instrumentul. În perioada asta, mai exact în 81, în primăvară, tatăl meu a avut diagnosticul de ciroză la ficat. Avea probleme cu stomacul, cu un an înainte, a mers la operație și în primăvara anului 81 mi s-a dat diagnosticul de ciroză. Nu puteam să cred nici cum că s-ar putea să moară sau s-ar putea să fie vreo problemă, pentru că așa, dintre toți copiii, dintre toți câți am fost noi, eu personal am avut cel mai mult timp petrecut cu taică-meu. Am fost cel mai aproape. Era comerciant de animale, cumpăra de aici, vindea dincolo, piață, târguri. În continuu eram împreună. Okay? Cred că și vârsta, faptul că erai la mijloc, da, între cei mari, da, și cei mici, deci, frate, ai prins și cu cei mari. Primul meu frate mai mare ca mine a fost cu 7 ani și celălalt cu 9 ani mai mare. Deci a fost o diferență. Din cu acea parte sau altă, cel mai mic a fost iară cu 7 ani mai mic și celălalt mai mic ca el cu 3 ani. Deci a fost diferența destul de mare și am fost la mijloc. Chiar acolo ai prins și cu unul și cu celălalt puțin. Tot timpul eram împreună. Aveam în dumnealui așa o încredere, deci orice s-ar fi întâmplat. Istoria e lungă, desigur am trecut prin mai multe și din toate cele tata ne-a scăpat. Tata a rezolvat probleme pentru cei mari, căsătoriți, pentru cei mici, pentru toată lumea. Dacă rudenii cineva avea probleme, venea la Neamatei,
Uite, am problema asta, problema asta. Deci ai crescut cu această figură de autoritate a tatălui care rezolvă orice problemă. Și asta ți-a inspirat încredere. Încredere. Și am zis, când s-a îmbolnăvit, totuși lucrurile s-au schimbat. Am zis, mă, ceva, nu e în ordine. Dar acum am recurs în partea cealaltă. Bă, Dumnezeu trebuie să-L vindece. Deci dacă există Dumnezeu și dacă este așa cum am crescut și cum am învățat, Dumnezeu trebuie să-L vindece. Mama se roagă, toți ceilalți frații mei se roagă, biserica se roagă, rudenile, suntem un neam foarte mare în România. Nu se poate, nu se poate. Nici nu făceam griji că s-ar putea să treacă din viață, să moară. În luna aprilie am fost chemat la armată. Am primit ordin pentru recrutare. Ok, mă duc la recrutare, la Timișoara. Am intrat prin procesul care era atunci, îmi spune să mă prezint din nou în luna mai. Când mă duc în luna mai, ordin de incorporare în luna iunie. Wow! Așa s-au schimbat lucrurile, parcă totul s-a întrerupt. S-a întrerupt acolo. Tata mergea din ce în ce mai rău. Chiar foarte rău. Nu mai fusese, era suspendat de la lucru. Nu mai rețin luna martie-aprilie. Așa ceva. La începutul lunii iunie, în 14 iunie am plecat la armată și la începutul lunii, după, chiar în prima duminică, ne-au chemat pe toți acasă. Pe cei de la Timișoara, care erau căsătoriți, patru erau căsătoriți, două fete, doi băieți. Eu eram următorul. Cei mici care erau acasă și, desigur, ca orice părinte, el se simțea și vedea că se duce. O stat cu noi de vorbă, ne-a spus de tot felul, cum să avem grijă cei mari să aibă grijă de cei mici, să nu cumva să rămânem de rușine, să se vadă că acum dacă am rămas orfani o să fim de râsul lumii și niște sfaturi extraordinare le avem și acum înregistrate pe o casetă cum era atunci. Să nu rămâneți cerșetori și oamenii nimănui. Da. Deci pur și simplu traseu exact pentru fiecare, tu faci asta, tu faci asta, voi faceți asta, așa, cine să cânte la mormântarea lui, atunci a fost ceva greu de explicat. Am zis, bă, nu-i de glumă, se pare că nu se întâmplă nimic. Se pare că nu se întâmplă nimic. Ce mă fac? Mă vedeam un om, ok, plec la armată, mă întorc înapoi acasă, 5 copii, fără salar, fără pensie. Ce mă fac, domnule, este sfârșitul lumii. S-a terminat. Dar cum de am ajuns aici? Deci o fost, mi-aduc aminte în perioada aia, a fost ca un perete de care m-am lovit și s-a întâmplat ceva. Ai simțit m-am trezit că în altă lume. Fuge pământul de sub picioare. În altă lume. Mă uitam, sigur că da, ăștia mai mari, da, toți plângeau, desigur. Cei mici nu prea știau prea multe. Mi-aduc aminte, fratele meu mai mic avea 8 ani de zile, cel mai mic atunci. Ce știu? Nu știu prea multe. Ăștia mari erau căsătoriți, fiecare la casa lui, familia lui, problemele lui. Da, te doare, dar prima dată e familia. Eu trebuie să plec la armată? Rămân ăștia 4? Tot felul de întrebări. Și așa am plecat. Așa am plecat. În 14 iunie. Încercam, Dumnezeu a făcut și mi-a dat harul ăsta, nici în ziua de astăzi nu știu cum. Deși, cum am spus, tata avea ceva relații, să fi fost din cauza relațiilor pe care le avea, că am fost repartizat să fac armata în Timișoara. 24 de kilometri de casă. Deci așa lângă ceva. Lângă casă. De așa nu ceva. Se făcea în România. Nu se făcea. Întotdeauna mai ales, erau trimiși da. Soldați în mai distanță. Ales din familie de pocăiți. O verișoara mea, Doina Bulza din Arad, avea actele depuse, primise formularele deja pentru America. Okay? Când m-au recrutat, când am mers la, pentru incorporare sau recrutare prima, cred că, da. Îmi spusese, ai rudenii în America, ai așa, pe cine mai ai pe lângă ăștia? Dom'le, n-am nicio rudenie, habar n-am. Dacă știți, mea să spuneți. Sigur că m-a luat mai tare. Eu te întreb, nu tu mă întrebi pe mine. Zic, dom'le, eu nu știu de rudenii în America. Ok? Vorbeau între ei, erau cum erau o grămadă de ofițeri, așa vreo 12 la masă, unul spunea la canal. Sigur, mă așteptam să mă duc ori pe la Petroșani, ori undeva pe la canal. Nici de cum, în Timișoara.
Când am primit unitatea unde să mă duc, trebuia să te prezinți la șeful de post, să-i arăți unde te duci, îi arăt și zic, băiete, mă bucur pentru tine, se pare că am reușit. Asta am sunat tot timpul, se pare că am reușit. El era foarte bun prieten cu tata, dar nu știu dacă ăsta avea atâta influență și atâta putere să facă armata în Timișoara la Ministerul de Interne, numai cu relații și cu bani grei. După ce am ajuns acolo, mi-am dat seama că noi am fost, de fapt, numai 3 persoane din județ. Toți ceilalți din 208 soldați erau din toate părțile țării. Ok. În sfârșit, fiind acolo, am înțeles de la frații mei mai mari, de la Doru și de la Gabi, că, domne, armata e grea, mai ales dacă ești pocăit. Nu poți să dai telefon. Cine are acces la așa ceva? Din oarecare motiv, tot la 2 zile sunam seara acasă. Am apucat de am spus la comandantul de pluton, la comandantul de grupă, uite care e situația, tatăl meu este bolnav, este în ultima fază și așa, și mă lăsa seara, chiar mergea cu mine la poartă să dau telefon la fratele meu și la sora mea din Timișoara să aflu cum se simte, cum este. Deși eu când am mers, când am fost, vreau să specific, când am fost recrutat, când am fost incorporat, ceistul care era atunci, era un capitan, s-a uitat la mine, un bărbat înalt, și a spus, vreau să știu, tu ești pocăit sau nu? I-a spus, domnule, eu nu sunt pocăit. Eu sunt din familie de pocăiți, dar eu nu sunt pocăit. Deci tu nu ești ca ei. Nu știu ce vreți să spuneți ca ei. Dacă vă puteți... Nu știam formula de raport atunci, cu tovarășul. Nici de cum vorbeam, ok, a încercat să-mi explice la început, deja începea să mă irite. Sincer spun, deci începea să mă irite. Deci nu știu ce vreți să spuneți. Dacă vreți să fiți un pic mai explicit, că nu știu ce răspuns să vă dau. Adică botezat, scăldat prin canale, prin unde... Că îmi pare rău să vă spun, dar cei care eu i-am văzut că au fost botezați, nu au fost în canale botezați. Au fost botezați într-un bazin, în biserică. Eu nu, n-am făcut botezul. Deci eu nu sunt pocăit. Părinții mei, yes, ei sunt pocăiți. Frații mei sunt pocăiți mai mari ca mine. Ok? Ceilalți mai mici mă gândesc că sunt pocăiți, că merg la biserică. Și ei. Dar eu nu sunt. Asta e tot ce pot să spun. Dar pe hârtie aici mie mi-arată că tu ești pocăit. Probabil. Eu nu știu ce să vă spun mai mult de atât. Și au rămas aici. Ce s-a întâmplat este exact 3 săptămâni după ce am fost incorporat. Într-un miercuri seara. Am dat telefon acasă și fratele meu mai mare, Doru, îmi spune că la ora 4:30 tata a trecut din viață. Vă spun sincer, când îmi aduc aminte, de multe ori când îmi aduc aminte, a fost cea mai neagră zi, cea mai grea seară din viața mea. Eram la poartă, la telefon, lângă mine, erau 3 telefoane, încă erau 2 soldați și era un ofițer la poartă, un locotenent major cu 2 soldați. M-am pus pe scaun și am strigat odată și am zis, nu se poate. Nu se poate. Armata era foarte grea la Ministerul de Interne. Atunci se spunea la securitate, deci așa se spunea atunci. Era o armată extrem de severă, de strictă. Eram rupți în fiecare zi. Okay? Foarte dezamăgit, îmi părea rău. De ce trebuie să fac aici? Mai bine mergeam la munci, mai bine mergeam... Domnule, instrucția asta ne termină. Acum tata a murit. Nu se poate. Nu se poate. Nu a putut să mai biruie nimeni cu mine. Știu că a fost comandantul meu de grupă cu mine și să mă calmeze. Mi-a dat ordine. În sfârșit, n-am avut treabă cu nimeni. Până la urmă și-a dat seama că, sigur că da, e destul de greu. Și îmi spune atunci seara, îmi spune comandantul meu, zice, Mateu, uite, am o propunere. Hai să mergem la raport. Aveam general major în unitate. Deci unitatea noastră era singurul general major pe 2 județe. Ok, Bușescu Ioan, că n-am să-i uit numele niciodată. Hai să mergem. Ok, 3 săptămâni de armată, ok, ce poți să faci?
nu s-a auzit așa ceva și după aia m-am dat seama. Deci... Era jurământul depus deja? Nu, am depus jurământul două luni și că ne-am incorporat mai înainte. Cam la trei luni se depunea jurământul. Da, se depune jurământul. Deci nici nu știam formula de raport, să te prezinți la raport, să ceri permisiune, să raportezi. M-a dus în comandament. Când au bătut la ușă, au deschis, au primit voie să meargă înăuntru, s-a prezentat el, a raportat, a explicat despre ce e vorba și m-a chemat înăuntru. Când m-a chemat înăuntru și am deschis ușa, n-am să uit niciodată, erau 9 ofițeri, okay, împreună cu generalul. Erau seara, se mânca foarte bine, noi aveam o popotă în incinta unității și se mânca foarte bine. Toți aveau grătare în față, sticlă de bere. Și generalul se uită direct la mine, avea o voce așa impunătoare, groasă, un om militaros, dar totuși un om, ziceam eu după aia, nu degeaba a ajuns general major, un om cu capul pe umeri. Că m-a măsurat puțin așa din cap până în picioare și îmi spune, raportează soldat. Am început direct, fără să mă prezint, ok, plâns. Zic, mi-a murit tata. Soldat, formula de raport, să te prezinți. Sunt soldatul cu tare și începe să-mi spună el cum să mă prezint. Mi-a fost puțin jenă, am stat și m-am uitat, este o oficialitate totuși, am încercat să-mi reculeg gândul, m-am prezentat, desigur că nu așa cum trebuia, totuși m-a ascultat și mă întreabă, după ce am spus că a murit tata, câți frați sunteți? 9 frați. Cât sunt acasă? 4. Deci tu ești al 5-lea, da? Încerc să-mi reculeg amintirile de atunci, dialogul care l-am avut. De care frați sunteți? Să uite la mine. De care frați sunteți? Zic, frați de corp, frați copii de la aceiași părinți. Deci dialogul nu mai era permis să raportez tovarășul, deci era direct. Dar frații ceilalți, cât sunteți? Asta nu înțeleg, că noi suntem 9 frați. Știu că am mai avut 3 și au murit la naștere, nu i-am cunoscut, dar 9 suntem. Dumnealui se referea la frații de credință, la pocăiți. După a doua întrebare, atunci mi-am dat seama când un major, majorul Sătmăreanu, care era lângă dumnealui, soldat, câți frați de credință ai? După cum am raportat, eu nu sunt pocăit. Dar mi-a venit dintr-o dată, fără să mă... Eu nu sunt pocăit. Dar totuși frați de credință ai. Probabil că o i-a avea, dar eu nu sunt pocăit. Dacă vorbiți de frații, nu sunt frații mei. Și generalul atunci s-a uitat la ei puțin așa în stânga, în dreapta și mă întreabă pe mine direct, de câte zile ai nevoie să-ți îngrop tata? Asta m-a lovit ca un trăsnet când mi-a spus să-ți îngrop tata. A fost foarte greu, foarte greu. Am pus capul în jos și țin minte că mi-a scăpat boneta. Boneta o țineam în mână. M-am plecat după ea și m-am ridicat înapoi și am spus... Știu eu, 3-4 zile, nu pot să vă spun, pentru că tata are multe rudenii și are frați în Bihor, care mă gândesc că o să le ia timp până să trimite telegramă, până să vină. De care frați? Zic, frați de corp, tata are frați de corp, ei au fost o familie mare. Numai de frații de corp, pe ei așteptați. Probabil că o să vină și frați de credință. Tata a fost un om credincios, părinții sunt credincioși. Eu vorbesc de frații de credință și nu știu cât va dura. S-ar putea cineva să meargă, să-i anunțe. Asta durează timp. 3-4 zile cred că ar fi destul. Când am văzut că m-a întrebat să-ți îngrop tata, am zis să stau de voie să mă duc. Dar în mintea mea se făcea un proces. Bă, cum să stea voie să te duci? Nici nu știi formulă de raport. Nici nu ai jurământul depus. Nu există să ieși, că până n-ai jurământul depus, nu ești sub nicio sub nicio lege, nu poate să-ți facă nimic. Ai plecat, autoritate. Ai plecat și nu mai vii, nu poți să-ți facă nimic. Când ai depus jurământul, e cu totul altceva. Da.
Ai obligație. A discutat ceva în șoapte, n-am, ori din cauza stresului și a emoției, nu am auzit cu un colonel care era lângă dumnealui și se uită din nou la mine, ridică absolut la mine, 7 zile crezi că ți ajunge? Cred că e destul, vă mulțumesc. Deja mi-a trecut supărarea. Și se uită și spune, uite, îți dau 7 zile. Te duci să îngropi tata și când te întorci înapoi, bă, tu nu ești ca și ăștia. Tu o să fii un băiat de nădejde al patriei. Eram îmbrăcat soldat, un înalt, se uita la mine, mă tot măsura. O să termin serviciul militar și pentru tine este viitor în țara asta. Nu ca și pentru ei. Nu m-a interesat. Really. Ok, mi-au scris biletul de voie, o dat ordin atunci la ofițerul care era ofițer de serviciu pe unitate. Mâine dimineață îi dați uniformă nouă și are 7 zile să plece. Comandul de companie dimineață, seara, o noapte a fost, ce să spun, atunci a fost pentru mine o noapte hotărătoare. Când am văzut ce s-a întâmplat, m-am dus înapoi în dormitor. Aveam patul la, erau 4 etajate și eram la partea de jos. Toată noaptea am plâns și am zis, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat și dacă Tu mi-ai făcut trecerea asta, 7 zile, tot asta am sunat, 7, de ce nu a fost 5, de ce nu a fost 3, de ce nu a fost 1, 2, 7 zile. Încă un amănunt foarte important, cu 2 zile înainte ca să moară tata, am venit de la instrucție și fratele meu m-a așteptat la poartă ca să-mi spună că tata este foarte rău. Și am primit voie, atunci seara, m-a luat fratele și m-a dus cu mașina acasă să-l văd pe tata. Atunci seara. Și m-a dus înapoi, dimineața, cu 2 zile înainte. Și le-am pus toate astea în cântar și am zis, Doamne, nu se poate, dar eu nu merit. Deci dacă Tu existi și dacă este așa, n-am făcut cinste, eu nu ți-am făcut cinste. N-am făcut cinste chiar nici familiei. Tinerii din sat care mă știau erau mai mult cu nepocăiții decât cu pocăiții. Afacerile și business-ul meu era cu trupe de gașcă de pe anumite trenuri, de pe anumite trasee. Nu ți-am făcut cinste. Nu cred că merit lucrul ăsta. Dar dacă Tu existi, tata s-a dus, s-a terminat. Noi nu mai avem tată. Eu să termin armata, mă duc acasă la ce? La ce? Da, am o meserie, sunt zugrav, vopsitor, faianțar, îmi plăcea lucrul ăsta, din asta făceam bani, era plătit foarte bine, dar totuși, deci acolo s-a întrerupt tot, ok? Pentru că toată nădejdea noastră era în taică-meu. Și am avut procesul ăsta toată noaptea, n-am dormit deloc. Dimineața m-am prezentat cu comandantul de grupă, la comandantul de companie. Ăsta când a auzit, culcat, târâși, marș înainte, înapoi, domne, niște ordine, m-am gândit, ce-i cu ăsta, domne? Deci generalul îmi dă voie să mă duc și ăsta mă târăște și mă chinuiește, da. Mă pedepsește. A cui pilă ești? Personal, la 3 săptămâni armată, n-am înțeles termenul, n-am știut ce înseamnă. A cui pilă ești? N-am înțeles termenul de pilă. Ok? Și fără să mă prezint din nou cu formula de raport, zic, nu înțeleg pilă, n-am nicio pilă. Și pun mâinile la buzunar. N-am nicio... Pila o rămas da, în atelier. Da, mi-aduc aminte atunci că m-am jurat foarte rău de mamă și... Te faci că nu știi? Te faci că nu știi? A cui pilă ești, mă? Că de când sunt eu? Era capitan, comandant de companie. Așa ceva nu s-a întâmplat. Știu că sunteți 3 aici, dar tu de-a cui ești? Că pe alți 2 știu. Nu mi-am dat seama, din nou, ok? În sfârșit, eu spus ce eu spus la comandantul de grupă și-o plecat. După aia am aflat că pilă înseamnă ai pe cineva care te-a băgat, care s-a aranjat. O pus o vorbă bună pentru tine. Asta a pus o greutate mult mai mare. Pe mine așa am zis, Doamne, nu se poate, acum îmi dau seama. Cerbu a venit, era un băiat, pentru că e din gearma ta și pentru că este tehnician de reparații radio-TV
Și ăștia erau foarte căutați. S-au adus acolo. Cum l-a dus acolo? Din primele zile, toți ofițerii. El are probleme cu radio, ăla cu televizorul, ăla. El mergea peste tot. Deci, era pocăit baptist. Celălalt era un țigan, cânta extraordinar de bine la trompetă. Okay? L-au adus pentru că el le cânta la popotă și se dansa în fiecare sâmbătă. Era chermeză. Petrecere. Petrecere. Da. Dar eu ce caut aici? Ce caut aici? Da, poate pentru că am fost zugrav, că după aia mi-am dat seama, of course, o trebuie să zugravez la toată lumea, la toți ofițerii din unitate, și de la poliție și de la brigadă. Ok? Însă atunci n-am înțeles. Mi-a dat hainele, m-am dus acasă, desigur, a trecut foarte greu. În următoarele două zile l-am îngropat pe tata, că nu puteam să-l ține mai mult, era luna iunie, foarte cald, condițiile erau foarte rele atunci, okay? Și nu puteai să-l ții mai mult. N-au ajuns toți la mormântare, am mai avut încă 4 zile bune, am stat cu mama. În perioada aia de 4 zile, s-a evit o, să zic așa, o oportunitate în oarecare măsură, niște vecini pe care aveam, băiatul lor, erau necredincioși, băiatul lor era major la pompieri. Și se cunoșteau foarte bine cu părinții. Băiatul dumnealor colabora foarte bine cu tata. Tata, când avea nevoie de anumite scrisori speciale, mergea la el, se consulta și le punea foarte frumos. Da, cum trebuia să te prezinți la oficialități. Pentru oricine, pentru noi, pentru frați în biserică, pentru rudenii. Și îi spune la mama că pentru că sunt cel mai mare susținător al familiei, e posibil să scap de armată. Păi asta a fost extraordinar. Am zis, domnule, gata, mă duc înapoi și da, mama să aplice pentru mine și să scap de armată. Dar asta era o posibilitate până următor ajungea la 18 ani și după aia trebuia să merg din nou. Când am aflat treaba asta, am zis, nu se poate. Nu se poate. Deja am început, deja am trecut de asta. E ok. Aia a fost întoarcerea mea, momentul meu crucial. Când am zis, dacă Dumnezeu m-a lăsat până aici, până atunci nu puneam problema, bă, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu face, Dumnezeu drege, bă, să te rogi, să... Na, nici de cum. Era o viață, să zic așa, de rutină. Ok, te duci că să duc frații, să duc părinții, și mai de obligație câteodată. De aia te duci. Ok? Atunci când am văzut atâtea lucruri, ok, să ieși, când m-am întors înapoi, după alea 7 zile, păi ce să spun, domnule, comandantul meu de pluton, care era capitan, Coman Vasile, Mateule, acum, bă, să-mi spui așa între noi, de-a cui ești? Tu de-a cui ești? Ei erau convinși că există cineva... Yes. Dar destul de mare! Pus, adică... Și asta v-a convins atunci că acel cineva e Dumnezeu, care într-un mod foarte subtil a influențat pe cei care erau în funcții superioare, chiar dacă ei nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, că așa lucrează Dumnezeu. Da. Ce ne-ar interesa acum, avem timp, cred că, să depănăm o altă experiență interesantă și de mare valoare, care de asemenea au schimbat cursul vieții. În 86, când v-ați hotărât și ați planificat, 85. Sau 85, 85, da. 85, când da. Ați planificat să părăsiți România. Da. Dacă puteți să ne dați asta a fost din nou, desigur, de acum nu mai era problemă, căsătoria am cerut-o de la Dumnezeu. Casa, ok, toate lucrurile. Ceva s-a întâmplat pe la vârsta de 18 ani, cam de atunci încoace, în continuu aveam în minte America. Părinții mei au avut oportunitate să vină în America când am fost noi copii. Tata avea un foarte bun prieten, fratele Iorgovan din Canada. Și a venit la noi acasă și a stat odată într-o iarnă câteva zile să-i convingă să venim în America, să ne aducă în America. Și să venea ușor atunci. De atunci mi-a rămas în minte, pe la 18 ani, mi-am pus deja prieteni, era foarte greu de trecut. Okay?
să plec în America. N-am reușit. În sfârșit a venit armata, s-a terminat, m-am căsătorit, ok, imediat după armată. În continuu, asta mi-era să plec în America. Și am investigat din toate punctele de vedere să vedem ce putem face. Am găsit o filieră, nu aș fi vrut să risc chiar așa, am găsit o filieră pe bani, sigur ca cei mai mulți, și ne-am pus o echipă împreună. De la 4 persoane am ajuns la 19. Deci inițial, inițial ați format o echipă de 4 persoane care să plecați, da. La care tot s-a mai adăugat. S-a adăugat. Am zis, Doamne, dacă Tu vrei să ajung în America și dacă e bine să ajung în America, o să ne deschizi o ușă, Tu o să rezolvi problema asta. Cumva. În primul rând, să accepte Lidia, soția mea, să accepte. Aveam 2 copii. Okay. Când eu am plecat, de fapt, Corina avea 6 săptămâni. Okay. Cătălina avea 1 an și 2 luni. Era foarte greu să decizia. Nu știi ce se întâmplă. Okay. Am discutat cu ea. Da și nu. În sfârșit, până la urmă, a acceptat. Atunci am început să caut mai din aproape. Dumnezeu ne-a scos în cale pe un om care ne-a dat anumite detalii și a zis așa. Am trecut pe la Denta. Acum nu mai este niciun secret. Lucrurile s-au schimbat. Și spune fratele care era paznic de câmp atunci, măi, sunteți cam mulți. Ok? Păi ce să fac cu ei? Că toți caută. Eu m-aș fi bucurat, domnule, să fi fost 30 alții și să fiu al 31-lea. Cum să zic că nu veni? Nu puteam să spun, nu veniți. Dar am zis cu fratele Aurel Bălici și el a fost în echipă cu noi. El avea o altă echipă și aveam o altă echipă. Cumva ne-am întâlnit la un eveniment important. Și am mers la un vas de lucru. A fost pentru mine prima dată în viață când am zis, Doamne, dacă te rog, dacă te-am rugat vreodată, acum vreau să-mi vorbești. Vreau să-mi vorbești. Am nevoie de călăuzire specifică. Nu știe nimeni. Tu știi numai. Și cine să-mi spună, să-mi spună în așa fel, încât numai eu să înțeleg. Și am făcut o ieșire, o sărbătoare de 50 de ani a înființării bisericii din Bihor. Și atunci am mers la un frate în Balnaca, înainte de eveniment, sâmbătă seara. Cum am intrat în casă, se uită fratele la noi, un om bătrân, 80 de ani, 82-83 de ani, foarte lucid, și îmi spune, auzi, întoarce-te cu fața spre mine, așa că nu te văd bine. M-am întors și a început să-mi spună. Îmi arată domnul un drum, așa și așa. Spune domnul că e bun, să te duci și să te grăbești. Dar este o problemă, sunteți cam mulți. Nu știu, vreți să faceți o misiune, nu știu despre ce e vorba. Spune, sunteți cam mulți. Deci vreau să vă spun că aveam 3 ani de când m-am întors la Dumnezeu. Ai topit pe picioare. A zis că pici jos. Deci așa ceva. Nu se poate, domnule, 80 de ani. De unde să știe detalii? Numai Dumnezeu. Am zis, bă, asta numai Dumnezeu. E confirmare, clar. La fiecare dintre noi care am fost acolo le spune la fel. La fratele Aurel Bălici, care era cu mine, îi spune același lucru. Zice, v-am văzut împreună pe drumul ăsta. Extraordinar. Mai era încă un frate, un verișor primar al soției, și tu ai fost cu ei și mi-arată domnul că la un moment dat, prin mâna ta, Dumnezeu va izbăvi grupul ăsta cu care mergi. La un moment dat, prin mâna ta, aici am rămas puțin încurcat. Era să vină, da, trebuia să vină cu noi, dar ăsta nu știa nimic. Eu am știut călăuza pentru toți. Nimeni nu cunoștea pe bătrânul cu care lucram. Okay? Cum să fie prin mâna lui? Că ăsta nu știe drumul, nu știe nimica. Dar, mă, din moment ce numai noi 3 suntem în grup și ceilalți care au fost cu noi numai îl întrebau pe Dumnezeu dacă îi de acord cu ei să plece, sau nu, că dacă Dumnezeu le spune să nu plece, nu pleacă, să treci frontiera. Nu era ceva așa de, o aventură. De jucărie, no, aventură. No. Ok, și ăștia erau foarte, deci, am fost 9 persoane acolo.
Ok? Noi trei am fost hotărâți, e clar. Gata, am plecat de acolo, slăvit să fie Domnul, numai înainte și în sus. Erau mai 3 săptămâni până să plecăm. Am făcut binecuvântarea la fetiță, duminica, lunea seara, am plecat. În pregătirile astea, fratele bătrân care ne-a arătat traseul un pic pe unde să mergem peste câmp, zice, cel mai bine ar fi pentru voi, am o sugestie, cel mai bine ar fi să luați pe Daniel cu voi. Era un tânăr de 19 ani, din Denta. Mă, copilul ăsta, sunt 9 copii în familie. O duc foarte greu, este cel mai mare. Dacă voi o să ajungeți ăsta, o să-l ajute pe taică, o să ajute familia. Plus, pentru voi este un beneficiu. Ăsta a lucrat tractorist pe frontieră, cunoaște drumul. Nu o să vă rătăciți. Cunoaște drumul. Ok? Now, singura problemă e că trebuie să puneți bani pentru el, că așa aveam aranjat ca dincolo să ne aștepte 2 mașini ca să ne ducă în Austria. Eu am zis, eu în Iugoslavia, nu stau, dacă nu este o sursă să mă duc în Austria, că dacă ăștia mă prind, pentru că am făcut la Ministerul de Interne, n-aveam voie să părăsesc țara 10 ani. Ok? Deci eu fac pușcărie de 5 ani de nu mă văd, fără discuții, și asta nu pot să suport, nu se poate. Așa ne-am programat să ne aștept, totul a fost pregătit. 18.000 de lei de persoană, ai trecut dincolo, te-au luat și... 18.000 de lei. De persoană. Era pe vremea când o dacie nouă costa 70.000. Da, okay. 70.000, da. Așa. Okay. Erau ceva bănuți. Bani destul de mulți. Proaspăt căsătorit, 2 copii, în curs să-mi fac casă. Dar lucram zi și noapte și Dumnezeu mi-a ajutat, am avut și a fost ok. Vorbesc cu ăștia alți, cum să facem, trebuie să punem bani pentru Daniel. Fraților, e foarte bine să facem treaba asta. Pentru că asta ne ajută, mă, mergem la sigur. Deci trebuia să pună fiecare aproximativ 1000 de lei. 18.000, am rămas deja, aici vreau să specific, așa au lucrat Dumnezeu. Cum să le spunem la ăștia, nu veniți? Cum să le spui? Dacă unul se supără și te merge și te dă în gât, cum se zice atunci. Da. Ok? Dar zic, știi ceva, frate Aurel, o lăsăm în mâna lui Dumnezeu, mă. O lăsăm în mâna lui Dumnezeu și o să vedem. În 2 săptămâni, și mai specific în ultima săptămână, unul câte unul s-a retras, și am rămas numai 7 și cu Daniel, ăsta pe care trebuie să-l ducem, 8. That's it. 10 s-au retras. Wow. Ba nu l-a lăsat soția, ba au auzit părinții, ba s-au gândit... Whatever. Ok, și am rămas numai 8 cu el împreună. La o persoană o trebuie să punem cam 2000 și de unul. Dar nu a fost așa de mult la urma urmei. Am pus bani, tot a fost fain. Eu pe Daniel îl cunoșteam că a făcut botezul la noi la Jebel. Era băiatul conducătorului de biserică al fratele Alexa de la Denta. Domnule, cum să n-ai încredere? Cum să n-ai încredere? N-am știut că el se ocupă de prostii, n-am știut că el se ocupă de lucruri slabe. Și gata, hai să mergem, pregătiți tot, tot e fain, plecăm. Când ajungem pe drum, ăsta ne deviază de la traseu. Noi am pus toată încrederea în el, îți cunoaște. Zic, Daniel, nu-i bine, vorbeam foarte încet, nu-i bine că fratele Cocora ne-a arătat în stânga. Nu, știu eu drumul. Bă, mai încet, mă. Nici cum, ne-a băgat în sfârșit. Istoria e foarte lungă, dar a fost extrem de importantă. Numai Dumnezeu ne-a ajutat. Ok? Ăsta ne-a trădat, a pregătit totul dinainte și ne-a trădat. Deci... În Iugoslavia, când ne-a prins, pentru că am ieșit foarte departe, okay, ne-a trădat. Când am ajuns acolo, el a spus ce s-a întâmplat, ne-a dat în gât la cei care ne-au investigat și acolo am aflat că el ne-a trădat. Oh. Ne așteptau la un punct precis, ne așteptau grănicerii să ne ieie. Însă Dumnezeu ne-a dat puterea asta și am zis Daniel la un moment dat, nu mai, gata. Deci treci la mijloc și de acum iau eu drumul. Atunci vreau să întoarcă înapoi, au făcut scandal, în sfârșit am zis, nu te întorci înapoi, nu, acum mergi cu noi. Ne-a trecut Dumnezeu la 7 dimineața, în 13 august, în 85, plină zi, lumină, ok? Soldatul dormea în foișor și noi ne-a trezit lângă foișor și am trecut granița. Și cu un trădător în mijlocul nostru. Și cu banii grei plătiți și cu riscul întoarcerii înapoi, cu o pușcărie de 5 ani de zile. 5 ani minim.
proaspăt căsătorit, cu baby, deci, care tocmai fuseseră la binecuvântare. Da. Un risc care este greu de descris în cuvinte omenești. Și se vede clar că Dumnezeu a depășit toate slăbiciunile voastre, toate defectele din grup și organizatorice, dacă le putem numi. Și în special planul. Când mă uit, planul care a fost, ca să ajungi unde am ajuns, a fost un plan al lui Dumnezeu. Că acum ne uităm în urmă, păi ce se întâmpla? Extraordinar, chiar. Extraordinar. Deci, din multele experiențe, cam astea două, deocamdată, care pentru mine mi-au marcat viața și pentru familia mea, copiii, când le spun. Au marcat viața și au schimbat cursul vieții, deoarece ați ajuns la Chicago, familia a venit mai târziu și ați început activitatea în America. Iată-ne ajunși la finele emisiunii din ziua de azi, timpul nostru a expirat. Vă mulțumim că ne-ați permis să intrăm în casele dumneavoastră, ca întotdeauna. Dorim din toată inima binecuvântarea Domnului peste dumneavoastră, peste familiile dumneavoastră, multă sănătate, pace și har de la Dumnezeu. La revedere!